Imaginea dimineții în București, unde o tragedie a fost evitată la milimetru după ce un camion matriculat în Turcia a smuls limitatorul de înălțime de la intrarea în pasajul Unirii, proaspăt redeschis după renovare, cabina tirului a fost disusă complet și numai norocul a făcut ca șoferul să scape nevătămat și să nu acroșeze o altă mașină, numai că traficul în zonă, una din cele mai aglomerate din capitală, a fost dat peste cap mai mult de o oră din cauza blocajului. Nu e primul incident înregistrat în apropiere de proaspătul inaugurat pasaj, unde la începutul săptămânii un autocar a rămas blocat tot într-un limitator de înălțime. În primele două zile de la inaugurare, două autocare s-au blocat în indicatorul pus înainte de intrarea în pasajul Unirii și care arată și verifică înălțimea maxim admisă. Despre aceste incidente de acolo, cu primarul sectorului 4, domnul Daniel Băluță. Bună ziua, domnule primar! Bună ziua! Vestea bună este că traficul între timp în zona a fost reluat. Nu a fost neapărat o tragedie și asta este din nou bine. Spuneți-ne, care e de fapt problema acolo? De ce s-au întâmplat incidentele astea în ultima săptămână? Trei? Problema este legată de faptul că, din păcate, există destul de mulți participanți la trafic care nu respectă indicatoarele de circulație. În situația incidentului de astăzi avem o problemă de matematică foarte simplă. Un autotren cu o dimensiune de 4,20 m a încercat să intre într-un pasaj a cărui poartă de gabarit este de 3,50 m, iar înălțimea maximă în interiorul pasajului este de 3,70 m. Mai mult decât atât, restricția de înălțime a fost prezentă încă de la deschiderea pasajului pe poarta veche și sunt suficient de multe fotografii cu vechea poartă, era trecută aceeași înălțime. Însă, din păcate, acea poartă, chiar dacă avea înălțimea de 3,50 m, avea o înălțime mai mare. Astfel încât în anul 2021, după cum știți, un tir pur și simplu s-a înfipt în plafonul pasajului. Măsurile pe care le-am luat, acelea de respectare în tocmai a limitărilor de înălțime, nu fac altceva decât să protejeze această investiție făcută din bani publici și apelul pe care îl fac este acela de a respecta indicatoarele de circulație, dar respecta regulile de circulație și asigur pe toți participanții la trafic că nu este nici mai mult, nici mai puțin asfalt decât trebuie, că înălțimea porții este de 3,54 m, prin ea poate să treacă doar un vehicul cu o înălțime maximă de 3,50 m. Toate aceste lucruri au fost probate înainte de a deschide pasajul. Avem teste făcute cu autobuze STB, avem teste făcute cu autotrenuri cu dimensiune prevăzută în talon de 3,50 m. Faptul că a existat astfel de incidente, că două autocare, respectiv un autotren, nu au respectat această înălțime, dovedesc faptul că măsurile pe care le-am luat sunt unele corecte, pentru că, în caz contrar, avariile pe care le-ar fi suferit această investiție ar fi fost unele de amploare. Aveți idee cum a ajuns camionul ăla în mijlocul Bucureștiului acolo? Asta este o altă problemă la care cu certitudine poliția rutieră va răspunde, pentru că într-adevăr traficul unor astfel de vehicule în interiorul orașului este restricționat. Desigur că pot exista situații speciale în care vehiculele de genul ăsta pot avea autorizații speciale. Nu cunosc acest aspect, însă măsura pe care sectorul 4 a luat-o a fost aceea de a indisponibiliza acest vehicul până în momentul în care daunele pe care le-a provocat aceste investiții vor fi recuperate, așa cum orice vehicul înmatriculat în România, în orice țară din lume provoacă daune, până nu le achită, nu are cum să părăsească teritoriul țării respective. Poliția locală putea controla în vreun fel situația asta? Nu, nu era o situație pe care s-o poată controla poliția locală. O astfel de incidente la numărul de mașini care trec prin interiorul pasajului, și țin să spun că sunt 60.000 în medie pe zi, probabilitatea matematică de a apărea astfel de incidente este una destul de mare. Este adevărat că în 4 zile am avut 3 incidente, însă, repet, ele sunt generate nu de un viciu de construcție, pentru că am luat toate măsurile împreună cu Poliția Națională pentru a preveni astfel de situații, ci sunt provocate pur și simplu de neglijența
celor care participă la trafic. E cazul, e loc, ați putea face modificări pe acest regim de înălțime în vreun fel? Mă gândesc, de exemplu, la autocare care ajung în zona centrală cu scop turistic și poate că ar fi mai mare decât poarta și ar permite totuși pasajul. E cazul și e loc, de fapt? Bineînțeles că problema fundamentală pe care o avem este înălțimea pasajului. Acest pasaj nu are variații de înălțime de la 3,80 m până la 4 m în interior, nu are o înălțime constantă, de aceea am plafonat-o, de aceea avem acel tunel făcut la 3,7, tocmai ca să respectăm uniform standardul, respectiv poarta de intrare este de 3,5. În situația autocarelor, autotrenurilor, camioanelor, recomandarea pe care o facem este să folosească, să circule pe deasupra pasajului, pe de-o parte, iar pe de altă parte, împreună cu poliția rutieră, sunt convins că vom suplimenta numărul indicatorelor de circulație atât dinspre intrarea, dinspre Bulevardul Cantemir, cât și dinspre Brătianu, tocmai pentru a fi mai convingători și pentru a atrage atenția și mai mult participanților la trafic legat de aceste restricții de înălțime. Mulțumesc, domnule primar, pentru intervenția Digi24.